suntem în vremea în care totul se face fără fir, aproximativ. Și în vremea când păstorii vorbeau la un microfon, a fost un predicator care era foarte, foarte bun orator, sau dacă vreți, urlător, și nu putea să stea într-un loc. Și avea un microfon pe care îl ținea în mână și mergea și firul mergea după el și firul mergea după el și se repezea la unii frați și striga și... Un copil din sală i-a zis mamei lui: mama, de ce l-au legat cu lanț? Dacă scapă, ne mușcă? Eu n-am lanț, dar m-am bucurat că pe cineva ați băgat la cușcă. Poate câteodată nu e rău să ne băgați pe noi acolo. Sigur că atunci când te duci într-o altă biserică e greu să alegi un subiect. Acasă predici în fiecare săptămână, de câteva ori, se adună în timpul anului o sumedenie de predici. Acasă, de obicei, te pregătești pentru hrana bisericii tale, la care cunoști problemele, evoluția, crizele, și atunci știi cam ce să dai. Acasă, de obicei, treci prin Biblie și iei o carte a Bibliei cu o temă și te duci prin ea și duminica viitoare știi că vine la rând și treci mai departe și... Când ești musafir, toate acestea sunt abandonate și noi suntem cumva handicapați, pentru că ar trebui să luăm din toate predicile pe care le știm noi ceva care să fie, spunea cineva, seminal, ceva care să fie ca o sămânță, să aibă cap și coadă și să rămână într-un pământ. Ceva care să nu aibă nevoie de to be continued, să fie continuat, va urma. Ceva care să rămână de sine stătător. Și de obicei când te aduci într-o biserică nouă, este o primă impresie pe care o creezi, cere un timp de acomodare, dumneavoastră să vă acomodați cu vocea mea, cu felul meu de a fi, cu personalitatea mea. Fiecare biserică are și ea o personalitate a ei. Nu sunt două biserici la fel, de aceea când ne obișnuim cu una și cu personalitatea bisericii în care suntem, dacă mergem în altă parte, chiar dacă e mai bună, spunem că nu e ca acasă. Pentru că ne-am obișnuit cu personalitatea bisericii noastre. Așa este ea. Și un păstor care merge dintr-o biserică în alta simte diferența aceasta dintre biserici. De exemplu, eu am fost la Philadelphia, azi dimineața am fost la biserica păstorită de fratele Sebi. Vreți să vă spun diferențele? Nu. Acum sunt la dumneavoastră, nu trebuie să vă mai spun că sunteți puțin altfel. Dar altfel nu înseamnă neapărat mai bine sau mai rău, înseamnă altfel. Înseamnă altfel. Și pentru noi este un handicap, este un examen, cere un timp de acomodare și un har special de la Dumnezeu. Așa că zic împreună cu dumneavoastră: Doamne, treci peste toate neputințele noastre și vorbește-ne în seara aceasta. Amin. Amin. Există un verset în Noul Testament în care vocea aceasta și cuvintele acestea au sunat foarte negativ. A fost un conducător, un uzurpator, de fapt, pe tronul lui Israel, care vrea să fie admirat de popor și poporul a ieșit și când l-a auzit, i-a spus: glas de Dumnezeu și nu de om. Și Dumnezeu l-a lovit. A murit în cadavier. Dar în sensul pozitiv, fiecare dintre dumneavoastră și eu aș vrea ca în seara aceasta să se audă glas de Dumnezeu, nu de om. Amin? Adică dincolo de neputințele noastre, dincolo de omenescul nostru, dincolo de experiențele noastre, Dumnezeu să ia conducerea și să ne poarte înspre un subiect care crede El că este necesar. Și pentru că nu vă cunosc și pentru că sunteți o biserică a Domnului Iisus, am ales un subiect pe care îl vorbesc foarte rar. Nu întotdeauna sunt la înălțimea Lui. Și nu întotdeauna sunt suficient de limpede și de liniștit ca să-l pot spune, dar un subiect care mă frământă suficient ca să fie întotdeauna aproape de buzele mele și de inima mea. Ați auzit pe oameni spunând: dacă există Dumnezeu și Dumnezeu e bun, de ce există în lume răul? Nu se poate explica. Ori Dumnezeu este atotputernic și ar putea face orice, dar nu e bun dacă în atotputernicia aceasta orice-ul care l-a lăsat este și răul, atunci Dumnezeu nu e bun.
Ori Dumnezeu este bun, dar dacă există răul, atunci automat concluzia este că nu este atotputernic. Și ni se pune întrebarea aceasta ca dilemă de obicei atunci când vor să ne înfunde în ideea noastră de a le vesti Evanghelia, vestea bună a lui Dumnezeu. Dacă există Dumnezeu, de ce există răul în lume? Sigur că au dreptate, sigur că trăim într-o lume a conflictelor, există conflicte în fiecare dintre noi. Apostolul Pavel spunea, oameni buni, am observat în mine că binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac. Răul pe care nu vreau să-l fac, ia ca ce fac. Văd, dar în mine, în modularele mele, legea aceasta. Când vreau să fac binele, răul stă lipit de mine. Cu mintea, da, îmi place legea lui Dumnezeu, dar cu modularele mele, toate mă duc înspre păcat. O, nenorocitul de mine! Cine mă va scoate din conflictul acesta, din starea aceasta de conflict? Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? De moarte. O luptă în fiecare dintre noi. Este o luptă între noi. Am ajuns să și ne placă stările de conflict. Cineva spunea, un ziar cu vești bune nu s-ar vinde. Se vând mai ales ziarele cu vești de scandal, de conflicte. Am făcut un curs de literatură. Mi-a plăcut să iau tot ce am putut eu ca să îmbunătățesc abilitatea de a vorbi și de a scrie. Și prima întrebare a profesorului a fost, care este cel mai esențial element dintr-o povestire, fie că este vizual sau scris? Care este elementul cheie pentru ca o povestire să fie bună și să fie de interes pentru cititori? Sigur, unul a zis talentul, altul a zis frumusețea descrierilor, altul a spus stilul. Unii au spus să aibă happy end. Nu există niciun fel de interes din partea cititorului dacă nu există un conflict. Cu cât mai multe conflicte, cu atât atenția este mai bună. Citiți pe Dan Brown, acest genial narator, veți vedea că începe ceva într-un capitol, te lasă unde situația e mai fierbinte, începe alt capitol și tu te gândești, dar ce-a fost acolo, ce-a fost acolo, cum s-a terminat acolo? Te duce în alt capitol și spune, aici este altă situație și uite, aici este un alt conflict și când ești gata să-l rezolvi pe acesta, te duci la un alt, al treilea capitol, te întoarce la primul, pe urmă la al doilea, pe urmă naște un alt capitol, un alt conflict. Și așa le țese și așa le țese. Așa suntem făcuți. Suntem într-o lume a conflictelor și ne-am obișnuit așa. Există conflicte între popoare, există conflicte între generații, există conflicte între sexe, există conflicte de idei, există conflicte armate. În seara aceasta aș vrea să vă vorbesc despre conflictul care este la baza sau în fondul sau background-ul tuturor conflictelor. De ce nu trăim într-o lume a păcii? Și am să vă rog să-mi dați voie să citesc un text, să ne ridicăm în picioare, citim din Efeseni, capitolul 6. De la versetul 10. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armătura Lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului, acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea luați toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți să vă împotrivi, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Stați gata, dar având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora,
luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețele arzătoare ale celui rău, luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri, vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții și pentru mine. Ca ori de câte ori îmi deschid gura să mi se dea cuvânt, ca să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei, al cărui sol în lanțuri sunt, pentru ca, zic, să vorbesc cu îndrăzneală cum trebuie să vorbesc. Amin. Luați loc, frate și surori. Un om care este în lanțuri, apostolul Pavel, le vorbește creștinilor despre conflict. Eram în Moldova, Moldova de dincolo de peste, de dincolo de Prut, și m-au luat cei din Charity Cup la o evangelizare. Eu nu sunt evanghelist. Eu sunt păstor, sunt învățător, dar nu sunt evanghelist. E o mare diferență. Frate Daniel, vii cu noi la Căminul Cultural că se face o evangelizare. Și am fost într-o sală mai mare ca aceasta a dumneavoastră. S-au umplut de moldoveni. A fost un program extraordinar de frumos. Au moldovenii niște soliști, au avut un tenor și o soprană, au cântat solo cu background music. Am zis, Doamne, ajută-i să ajungă la Los Angeles în biserica mea. I-aș lua pe toți moldovenii la noi. Foarte frumos. Foarte frumos. Mă uitam în sală în timp ce ei vorbeau și mă rugam. Mă uitam în sală și mă rugam. Și spuneam, Doamne, ce să le spun la oamenii ăștia? Nu știu ce să le spun. Mai repede, mult mai repede decât am vrut eu, mi-a venit rândul și m-a umplins în fața unui microfon și am zis, hai să le spun ceva de la inimă la inimă. Și așa, fără să mă trezesc și fără să-mi dau seama, am început să le vorbesc despre subiectul pe care îl voi aborda și cu dumneavoastră în seara aceasta. Se numește conflictul angelic. I-am văzut așa de necăjiți, i-am văzut așa de lipiți de brazdă, bolovănoși în sensul adevărat al cuvântului, oameni care aveau mâinile crăpate și pământul pe care lucraseră rămăsese în crăpăturile de pe palmele lor, oameni cu chipul muncit, oameni cu oasele îndreptate spre pământul pe care l-au bătucit. Și am zis, Doamne, ce să spun eu la oamenii aceștia necăjiți? Sigur că dacă voi vorbi ceva despre, o să zic, uite la el că miroase tot felul de parfumuri și ne dă nouă lecții de viață. Dacă aș vorbi, o să-mi spună, păi da, el vine din America, în America e ușor să ne spune nouă principii din America, se pot explica ele la... Doamne, oare ce să le spun? Și am zis... Și m-am trezit vorbind despre ceea ce mi-e teamă să vorbesc atunci când sunt la seminare. Mi-e teamă să vorbesc atunci când sunt între păstori. Este unul dintre cele mai profunde teme care poate exista în teologie. Când m-a sunat fratele Mătăsaru și mi-a zis, frate Daniel, trebuie să facem o Biblie de studiu. După o discuție destul de lungă și după ezitări care au durat câteva luni, i-am spus, dacă vrei să fac altceva decât am făcut la frații menoniți, ți-aș face un sistem de studiu pe lângă text la care să-i spunem planul profetic al lui Dumnezeu. De la celălalt capăt al telefonului, nu trebuie să vă mai spun că a fost dintr-o dată o izbucnire de entuziasm. Ăsta-l facem, frate Daniel, că ăsta prinde la penticostali. Dacă aveți Biblia aceasta și dacă deschideți la prima pagină, este introducerea la studiul acesta pe care am să încerc cu dumneavoastră, dar depinde de interacțiunea spirituală, duhovnicească, care se întâmplă între mine și dumneavoastră, dacă vom merge mai adânc sau doar la suprafață. E un fel de modelare reciprocă. Dacă mergem bine, dacă nu terminăm mai devreme. Biblia planului profetic.
Biblia ca descoperirea unui plan pe care îl are Dumnezeu cu universul acesta. În El, adică în Domnul Iisus, avem răscumpărarea, prin sângele Lui iertarea păcatelor, după bogățiile Harului Său, pe care L-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere, căci a binevoit să ne descopere taina voii sale. După planul pe care l-a alcătuise în sine însuși, ca să-l aducă la îndeplinire, la împlinirea vremurilor, spre a-și uni iarăși într-unul în Hristos toate lucrurile cele din ceruri și cele de pe pământ. Există un conflict despre care Biblia ne vorbește fără să ne spună prea mult. Ni se dă doar așa fragmente de informații, ca și cum s-ar deschide puțin o fereastră și să te lasă să privești. Sunt ferestre de spre dincolo, spre lumea multidimensională a lui Dumnezeu. Acestea sunt în Revelația biblică, dovezi că această carte nu e produsul nostru, nu puteam să o producem noi. Bâșbâim într-o realitate despre care Biblia aceasta deja ne vorbește și cercetările științifice de astăzi, care vorbesc despre un univers în mai multe dimensiuni și între ființe care pot exista lângă noi și printre noi și totuși să nu avem acces la ele, sunt dovezi că această carte nu putea fi scrisă de oameni. De exemplu, există un test frumos. Cine tăbărăște în jurul celor ce se tem de el? Rațiunea noastră a tradus la plural, din necesitate. Dacă copiii lui Dumnezeu sunt aici și se tem de el, îngerii Domnului tăbărăsc în jurul celor ce se tem de el. Dar Biblia spune, nu. Îngerul, unul singur, într-alte dimensiuni. Domnul Iisus vorbește cu Nicodim și se miră că Nicodim nu-L înțelege. Și spune, cum tu nu înțelegi care ești învățătorul lui Israel? Deci, Mafalda! Cum mă vei înțelege dacă voi vorbi despre lucruri din cer, dacă nu le înțelegi pe cele de pe pământ? Și imediat spune, afară de Fiul lui Dumnezeu care, și folosește un timp verbal care este imposibil de tradus, care este în cer. Și el desfințează dintr-o dată timpul, ca dimensiune. Și în momentul acela, el este și aici și vorbește cu Nicodim și el este și în cer. Etern existent, întotdeauna egal cu sine însuși. Și Domnul Iisus parcă îi dă un bobârnac lui Nicodim, care spune, Doamne, nu înțeleg chestia asta cu nașterea din nou, poate un om să intre iarăși în pântecele Maicei lui? Ce? Și Domnul Iisus spune, și dă un bobârnac. Afară de Fiul omului, care este în cer. Biblia nu ne spune foarte multe despre conflictul acesta preexistent creației noastre, dar ne spune suficient. Și veți vedea că Dumnezeu e motivat pentru ce nu ne spune mai multe lucruri. În versetul pe care l-am citit și l-am pus la începutul acestei Biblii, ni se spune că Dumnezeu are în plan să unească iarăși în unul singur, în Hristos, lucrurile de sus și lucrurile de jos. Asta ne trimite la o rupere, la un schism, la o prăpastie care s-a întâmplat în universul lui Dumnezeu. Mergi în Ezechiel, vezi despre împăratul Tirului, vezi că la un moment dat cântarea se schimbă în alt plan și în spatele împăratului Tirului este un luceafăr strălucitor care stătea pe muntele lui Dumnezeu și că acest conflict despre pământ este de fapt insuflat de o altă făptură din celălalt
ordin de mărime, un înger, un heruvim al lui Dumnezeu care a fost mare și tare pe muntele lui Dumnezeu, care s-a uitat la toată creația lui Dumnezeu și la această extraordinară lege a dragostei. Dumnezeu se revărsa către creaturi și creaturile se revărsau în laudă către Dumnezeu și era un circuit extraordinar în universul lui Dumnezeu. Dumnezeu se revărsa din dragoste peste creaturi și creaturile se dăruiau în dragoste și în slujire către Dumnezeu. Totul mergea în universul acesta. Interesat, am citit alaltăieri un articol al unui foarte bun medic. Ne-a spus că toate problemele oamenilor se datorează lipsei de dragoste. Există în lume un dezechilibru de dragoste și din cauza aceasta avem toate bolile care sunt. Și în universul acesta perfect care era la început, Luceferul a spus, dar de ce să-i dăm totul lui Dumnezeu? Sigur că el se simte bine, că totul îi se dă, toată lauda îi se aduce lui. În loc să ne preocupăm de noi și fiecare pentru el, eu propun principiul acesta, fiecare pentru el, nu-i mai dăm nimic lui Dumnezeu, să ni se dea nouă, de ce să-i dăm lui Dumnezeu? Tot ceea ce există să fie fiecare să folosească pentru el. Și a fost o provocare, spune Biblia, extraordinară la onoarea și la justeția lui Dumnezeu și la caracterul lui Dumnezeu. Numai că infecția aceasta ne se spune în Apocalipsa, și nu o să vă citesc prea multe texte, vorba lui fratele Richard, citiți toată Biblia și găsiți voi. Balaură l-a tras cu coada lui a câta parte din stelele cerului? A treia parte din stelele cerului. S-a făcut o infecție. Au fost suficiente creaturi din universul lui Dumnezeu pentru ca boala aceasta să se răscoală aceasta, revolta aceasta, răsturnarea aceasta să se extindă și să, folosesc cuvântul din evrei acum, să pângărească, să murdărească lucrurile de sus. Există un conflict, deci, în eternitatea lui Dumnezeu, înainte să existăm noi. La el face apel și un text din Evrei în care ni se spune că Domnul Iisus, după modelul preotului care intra cu sângele jertfei și sfințea poporul și lucrurile de pe pământ, tot așa Domnul Iisus a trebuit să intre cu sângele lui unde? Acolo unde era pângărirea. Există în univers lucruri pângărite. Este o rupere în universul lui Dumnezeu provocată de Lucifer. Trec repede mai departe. Dumnezeu a zis ajunge. Oprim aici. Și în autoputernicia lui a zis vom face o demonstrație care va arăta cine are dreptate. Eu cu principiul și natura mea sau el cu principiul și natura lui? Și toți îngerii au zis, oare cum o să o facă? Și Dumnezeu a zis, vom crea o ființă nouă, care nu există. Vom face o făptură nouă. A făcut un univers material în care suntem noi și este o experiență, de aceea este așa de urât, că nu e... Dar, mă rog, asta e altă chestie cu de ce sunt celelalte planete nelocuite, de ce sunt toate fără viață și așa mai departe, Depărtat de influența lui Dumnezeu și a lumii lui și depărtat de influența îngerilor lui Lucifer, Dumnezeu a creat o planetă mică, a făcut o grădină pe ea și a pus aici o creatură nouă, numită om, Adam și Eva, și a spus, uite dragă, tot ceea ce am eu este pentru fericirea ta, dar îți dau o poruncă, să mă asculți. Și dacă mă asculți, vei fi fericit, dacă nu mă asculți, vei muri. Și Dumnezeu a făcut un pas înapoi și a zis, diavolului e rândul tău. Și naivii întreabă, dar unde era Dumnezeu când l-a ispitit pe Adam și pe Eva, când i-a ispitit, unde era Dumnezeu? Nu, Dumnezeu asta a făcut, a dat un pas înapoi. În arena aceasta, numită Marea Demonstrație a lui Dumnezeu, Dumnezeu a dat un pas înapoi și i-a spus lui Satan, este rândul tău. Și Satan a venit și a spus, cu adevărat a zis Dumnezeu, cu siguranță că nu veți muri, dar eu vă propun care aceasta, Dumnezeu știe că veți fi ca El, veți cunoaște binele și răul fără Dumnezeu. Veți fi ca Dumnezeu fără să ascultați de Dumnezeu. Și i-a propus principiul lui.
Sigur că Adam și Eva au avut libertatea să aleagă sau să așa sau așa, să asculte de Dumnezeu sau să asculte de diavol. De multe ori spun, Doamne, 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 de-abia aștept să mă întâlnesc cu tatăl meu Adam și să-i spun, de ce ne-ai făcut asta? Și cred că toate surorile peste care au venit durerile nașterii și toate durerile lunare și toate celelalte dureri, de-abia așteptați să vă întâlniți cu Eva și să-i spuneți, de ce ne-ai făcut asta? De ce ne-ai făcut asta? Și omul a ascultat de principiul diavolului. Sigur că oricine citește Biblia și gândește un pic, ajunge la concluziile pe care vi le-am spus eu. Pentru că e simplu, dacă exista un conflict preexistent creației, nu putea Dumnezeu, înainte de creerea omului, să-și rezolve conflictul? Sigur că putea. Înseamnă că noi suntem legați de conflictul acela, avem o parte din el. Nu putea Dumnezeu să ne creeze într-o altă parte a Universului în care să nu fim afectați de existența acelui conflict? Bineînțeles că putea. Dar Dumnezeu ne-a creat aici pentru că aici a vrut să-și rezolve conflictul. Și a spus femeii, vrășmășie voi pune între tine și șarpe, între sămânța ta și sămânța femeii. Tu îi vei, ajutați-mă, zdrobi călcâiul, iar el îți va zdrobi capul. Și omul, eu și cu tine, de la Adam încoace, devenim parte din rezolvarea acestui conflict al lui Dumnezeu. Există un conflict preexistent. Noi am fost plasați într-un conflict din care devenim o parte necesară și o demonstrație pentru lumile lui Dumnezeu. Și apoi toată Biblia ne spune despre realizarea acestui plan, în care făptura umană va sta mereu între Dumnezeu și diavol și va avea de ales. Hai să vedeți conflictul acesta angelic în cazul lui Iov. Iov a trăit de mult. Iov este contemporan cu Avram. Asta înseamnă că este mult înainte de Moise, de lege și de toate celelalte. Era la nivelul conștiinței, a revelației. Cum s-a manifestat conflictul angelic în viața patriarhului Iov? Sunt studii frumoase despre lucrul acesta. Iov trăiește ca un om neprihănit înaintea lui Dumnezeu. Și ni se arată cum trăia el neprihănit, până și bănuiala că copiii lui puteau să trăiască în păcat, îl face să meargă și să aducă jertfă. Și pe urmă, carul de roat vedere se mută în slavă și îngerii sau fiii lui Dumnezeu vin înaintea lui Dumnezeu și vine înaintea lui și Satan. Dumnezeu întreabă, de unde vii Satan? El spune, de la călătoria pe care am făcut-o pe... Se pare că este un foarte bun turist. Călătoria pe care am făcut-o pe pământ. Și Dumnezeu zice, l-ai văzut pe Iov? Și cartea Iov devine o ilustrație a conflictului între Dumnezeu și diavol, care este rezolvat prin ceea ce se întâmplă cu omul. Omul este marea demonstrație. Iov în miniatură este ceea ce este Biblia în mare. L-ai văzut pe Iov? Ce te slujește el degeaba pentru că tot îi dai, îi dai, îi dai, îi dai? Ea nu-i da nimic, ea-i ce are și o să vezi dacă nu o să te blasteme. Nimeni, nicio creatură, nu meriți tu să fii așa iubit pe degeaba. Ia-i tot ce are. Și Dumnezeu zice, ia-i. Îți dau voie. Și este un meci, cartea întreagă este o dispută, este un conflict între Dumnezeu și diavol. Și principiul lui Dumnezeu este confruntat cu principiul diavolului. Moară copiii, cad casele, turmele, totul se pierde. Îngerii vin iar înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu zice, ai văzut pe robul meu Iov? Nu-i nimeni ca el. Și diavolul zice, 1-0. 1-0 pentru tine, dar tot eu câștig. Piele pentru piele. Ia atinge-te de carnea lui. Să vezi, te va blestema.
repriza a doua. Și Iov se îmbolnăvește de o boală, din creștet până în tâlpi, se scarpină cu un ciob, stă pe un morman de cenușă. Nevasta vine la el și spune, pe tine nu te mai ține decât loialitatea ta față de Dumnezeu. Dumnezeu nu pune capăt zilelor tale pentru că încă ești plăcut, așa cum ești tu. Dacă vrei să pui capăt la suferința aceasta, eu îți spun ce trebuie să faci. Supără-L pe Dumnezeu ca să te pocnească. Blastă-mă pe Dumnezeu și mori. Femeia aceasta, într-un fel, spune, fă ce vrea diavolul. Era repriza a doua. Și eu voi răspunde și apără onoarea lui Dumnezeu. Ce primim din partea lui Dumnezeu, binele și să nu primim și răul, vorbești ca o femeie nebună. În toate acestea, Iov n-a păcătuit cu buzele lui. Domnul a luat, Domnul a dat, fie numele Domnului binecuvântat. Rezolvarea conflictului între Dumnezeu și diavol prin creatura umană. Și apoi este toată cartea Iov, este frământarea din cartea Iov și finalul acesta extraordinar pe care îl găsiți studiind cartea Iov. Și Iov devine exponentul demonstrației că Dumnezeu dă fericirea, că loialitatea față de Dumnezeu este singura cale către fericire. A trecut vremea lui Iov, a venit voia lui Moise și vedem conflictul angelic în viața poporului Israel. Dintre toate popoarele lumii, Dumnezeu a întins mâna la Avram, l-a scos din țara lui, a zis, vino într-o țară pe care ți-o dau și am să te fac un neam mare, voi binecuvânta în tine toate neamurile pământului. Am să te fac o împărăție, am să te fac o preoție, am să te fac, și aici e cuvântul cheie pe care aș vrea să-l țineți minte toată viața dumneavoastră, pentru că aceasta e chemarea dumneatale și chemarea mea, am să te fac o mărturie, am să te fac o mărturie. Într-o mlaștină de păcat a tuturor celorlalte popoare veți fi o împărăție sfântă, vă dau o lege, vă dau principiile mele, vă dau rânduielile mele, trăiți așa și am să vă binecuvântez în așa mare măsură încât vine un profet și va spune, știți care e destinul nostru ca evrei? 10 oameni din 10 seminții ale pământului să ia de poala hainei pe un evreu și să spună ce? Vrem să mergem și noi cu voi pentru că am auzit și vedem că Dumnezeu este cu voi. Și a fi cu Dumnezeu este cheia tuturor lucrurilor. Vrem și noi să fim cu voi în împărăția asta Dumnezeului celui adevărat. Și acesta este destinul pe care l-a gândit Dumnezeu, să fie o mărturie a cerului într-o împărăție a celui rău. Lumea toată zace în cel rău, dar în Israel Dumnezeu să aibă mărturia despre rapoarte frumoase între oameni, rapoarte frumoase între soț și soție, rapoarte frumoase între copil și părinți, rapoarte frumoase între bogați și săraci, rapoarte frumoase în toate categoriile sociale, rapoarte frumoase în raportul cu creația, raportul cu natura, raportul cu animalele, să fie ceva dumnezeiește de frumos. Mă, că a venit o vreme în care cei din Israel n-au avut răbdare și au venit la Samuel și au spus, vrem să fim și noi ca celelalte popoare. Și demonstrația lui Dumnezeu s-a făcut țândări. Sigur că Samuel a luat-o personal. Există vreun păstor care nu o ia personal când se întâmplă ceva rău în biserică? Noi suntem de vină pentru toate. Noi facem depresii, noi facem... Și Samuel spune, de ce în timpul slujirii mele au fost așa de mulți judecători și nu v-a trecut prin cap așa ceva? Sunt eu cel mai rău? V-am furat eu? V-am nedreptățit eu? De ce? V-a trecut ideea asta prin cap? Exact în timpul slujirii mele. Și Dumnezeu îl cheamă și îi spune, Samuele, semele, nu o pune prea mult la suflet, căci nu pe tine te lapădă, ci pe mine mă lapădă. Și Israelul își pierde această chemare, acest destin de a fi un popor al mărturiei aici pe pământ. Se demonizează, se idolatrizează, se strică, se duce după alți dumnezei, se după alte obiceiuri și vrea un împărat ca celelalte popoare. Dumnezeu îi bagă la, mi-mi place să spun, la mașina de spălat a destinului lor, îi curăță.
Dumnezeu trebuie să-i vindece de ideea asta cu idolatria, să-i alți Dumnezei, și Dumnezeu trebuie să-i vindece de ideea de a avea un împărat ca celelalte popoare și duce în Babilon. Babilon este suma tuturor zeilor care au fost vreodată pe pământ, un fel de panteon al tuturor dracilor și al drăcovenilor și al idolilor și al zeilor, toți sunt acolo în Babilon. Este ca și cum Dumnezeu le-a zis evreilor, idol vreți? All you can eat. All you can eat. I-a ținut 70 de ani în cuptorul acesta curățitor al Babilonului, i-a dus înapoi și să fac o istorie lungă, scurtă, pentru că îmi iubesc neamul meu, prin mama sunt evreu. Spuneți-mi mie, după ieșirea din Babilon, când i-a întors înapoi, câți împărați au mai avut evrei? Nici acum. Câți alți Dumnezei au ales evrei? A reușit Dumnezeu cu ei? Când Dumnezeu vrea să-și facă ceva cu omul, reușește. Când a venit Fiul lui Dumnezeu pe pământ, erau așa de vaccinați împotriva unui alt Dumnezeu, încât nici pe El nu l-au primit. Când Dumnezeu a venit la ei, erau așa de vindecați de ideea asta cu un alt Dumnezeu, încât a zis, nu, nu ne trebuie. Și când a vrut să se facă împărat, au zis, nu, deși era din seminția lui David, deși era nădejdea secolelor lor de istorie și destinul lor, așa de alergici au fost la ideile la care au căzut altădată, încât au zis, nu ne trebuiești. L-au luat, l-au trântit pe o lemn, pe o cruce prin romani și au spus, nu ne trebuiești, nu ne trebuiești. Și mărturia lui Dumnezeu în conflictul acesta angelic, în această primă repriză istorică, deocamdată a câștigat diavolul. Ai spus, frate Daniel, o vorbă foarte rea, dar e adevărat. Evreii nu sunt astăzi mărturie despre Dumnezeu decât în teologie. Dar viața lor nu-i face pe oameni să spună, vrem și noi să fim cu voi pentru că vedem că Dumnezeu este cu ei. Încă nu, încă nu. Slăvit să fie Dumnezeu că există însă și repriza a doua în care evreii vor intra în curând și Dumnezeu nu renunță la planul lui cu evrei. Dar deocamdată să facem o paranteză și să trecem la următoarea fază a conflictului angelic în viața Domnului Iisus. Vă dați seama ce a fost în lumea diavolului când au văzut că Fiul se coboară aici pe pământ? Pentru că n-au văzut în evrei caracter dumnezeiesc cu oamenii, Dumnezeu a venit El însuși, pentru că oamenii să vadă caracterul Lui și să poată să aleagă. Dați seama ce simplă este Evanghelia. Dumnezeu a venit să trăiască viață de Dumnezeu, viață de cer între oameni. Avea un je ne sais quoi, în francez, avea un fel de vino încoace. Până și dușmanii lui spuneau, niciodată n-a vorbit un om ca omul acesta. L-au trimis să-l prindă. Și au zis, n-am putut să-l prindem. Copiii veneau la el. Învățătorul lui Israel vine la el noaptea. E imposibil să nu-l iubești. Când îl judecă spre sfârșit, el stă înaintea lor și spune, dacă am păcătuit, spuneți-mi. Și ei trebuie să tocmească niște martori mincinoși, pentru că n-au găsit niciodată nimic în viața lui. Era așa de frumos încât mergem la psalmul care spune, prea iubitul meu, prea iubitul meu, este fără seamăn pe pământ, cum spune fratele Moldovan. Și conflictul angelic prin venirea Domnului Iisus pe pământ se accentuează. În vorba marelui preot, diavolul vorbește și spune, nu vedeți că nu câștigați nimic, poporul se duce după el. Marele preot spune, voi nu știți nimic, este de folos pentru un singur om să moară pentru popor decât să... Și hotărăsc moartea lui. Și se repet demonizați asupra lui.
Diavolul vrusese să-l omoare încă de pe vremea lui Irod, când a omorât tot pruncii aceia. Diavolul a mai încercat de câteva ori și l-a privit ca pe o invazie a cerului în împărăția lui și a vrut să le elimine în toate felurile. De data aceasta, parcă reușește. Îl prinde, îl bate, îl judecă, îl scuipă și diavolul zice, așa trebuie, de ce ai venit? De ce ai venit? Credeai că o să te aleagă? Ai mei sunt, uite ce frumos sunt în ura lor, în răutatea lor, în criminalitatea lor, uite-te, sunt ai mei, uite-te ce se împlinesc în răutate, ce cauți aici? Domnul Iisus le ia pe toate asupra lui, se întinde pe lemnul acela și comentând mai târziu, Duhul lui Dumnezeu vrea să spună, a dezbrăcat de putere pe cine? Domniile în conflictul angelic. Și ne-a făcut o ieșire posibilă din împărăția lui prin iertarea pe care ne-a dat-o sângele lui. Și diavolul, omorându-l pe el ca să nu-l cucerească pe oameni, crea oamenilor exact soluția ca să poată să se întoarcă la Dumnezeu. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Și a dat seama mult prea târziu diavolul și a început să strige prin ai lui, dacă ești, ce să faci? Dă-te! Domnul Iisus zice, cum să mă dau jos? Pentru asta am venit. Și într-o predică foarte frumoasă, un frate de al nostru spunea, Domnul Iisus stătea pe cruce și în îngerii și cerul era un hohot de râs când Dumnezeu dezbrăca domniile de putere și le făcea de râs înaintea. Noi nu înțelegeam, asta e conflictul acela angelic. Le-a făcut de râs înaintea tuturor, că diavolul omorându-l pe Hristos a creat calea pentru ca noi să putem să ne întoarcem la Dumnezeu. Și în Evanghelie Domnul Iisus devine ceea ce se numește poarta. A fost greu de înțeles dacă nu mai ești într-o societate agricolă, dar tinerii înțeleg mult mai ușor astăzi. Domnul Iisus este ceea ce în filmele astea cu extraterestri, filmele astea cu călătorii în timp și în alte universuri, se numește portal. Vorbesc aici cu oameni care știți despre ce vorbesc, da? Numai eu mă uit la televizor, sunt eu cel mai păcătos dintre toți cei care sunteți aici. Ați văzut un portal de ăsta și bagă piciorul, whoop, dintr-o dată în altă lume. Domnul Iisus spune, eu sunt poarta, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Toate cele vechi s-au dus și în Hristos Dumnezeu împlinește planul acela întocmit în sine însuși înainte de întemeierea lumii, pentru că mielul fusese junghiat înainte de întemeierea lumii. Era planul acela ținut tainic, spune Apostolul Pavel, pe care Dumnezeu l-a împlinit prin Hristos și de atunci conflictul acesta angelic este trăit în viața bisericii. Noi mergem până la capătul pământului cu Evanghelia spunând tuturor oamenilor despre viața Domnului Iisus Hristos, despre chemarea, despre invitația Domnului Iisus Hristos. Nu avem altă soluție la problemele lumii decât soluția lui Dumnezeu. Să-L ducem lumii pe Hristos, să-L dăruim ca imaginea Dumnezeului care ne-a creat, care ne iubește și care ne așteaptă. Este Tatăl Fiului Risipitor, este Împăratul care face o nuntă și dă un banchet. Dumnezeu ne așteaptă și prin Fiul ne putem întoarce. Mi-aduc aminte de eșecul pe care l-au avut misionarii din India, Gandhi, care pe urmă a întors India la ce a întors-o el, le-a spus misionarilor creștini, voi puteți pleca, dar pe Hristos lăsați-L. Și am citit în cuvintele lui dezamăgirea pe care de multe ori lumea o are cu noi. Pentru că asemenea poporului Israel, noi care ar trebui să fim preoți și o împărăție și lumea să vadă în noi puterile veacului care vor veni, să vadă relații între oameni așa cum nu este, nu se pot explica. Mă rog ca ei să fie una, pentru ca lumea să creadă că tu mai trimiți. Și biserica să fie astăzi mărturia aceea care s-a ratat temporar prin evrei. Tu ești mărturia, eu sunt mărturia.
Și nouă ne spune lumea la fel astăzi, voi puteți să plecați, dar Iisus Hristos rămâne ireproșabil. Rămâne ireproșabil. Și noi nu ducem lumii mărturia despre noi, nu ne predicăm pe noi înșine, va spune Apostolul Pavel, ci îl ducem lumii pe Hristos și nu-i chemăm pe oameni la biserică, nu-i chemăm pe oameni la un partid, nu-i chemăm pe oameni la o denominație sau la un cult, nu-i chemăm pe oameni să se facă baptiști, nu-i chemăm pe oameni să se facă catolici, nu-i chemăm pe oameni să se facă, pot să zic, pentecostali sau acolo îi chemăm, nu-i chemăm să fie creștini după Evanghelie, ci chemăm la Domnul Iisus Hristos. Îi chemăm la Domnul Iisus Hristos. Pentru că El rămâne soluția lui Dumnezeu. Și cine îl vede pe Hristos, îl vede pe Dumnezeu. Și se întâmplă o minune pe care am predicat-o strâmb și am explicat-o strâmb de atâtea ori la botezuri. Când cineva din lumea aceasta se întoarce la Dumnezeu pentru că se întâlnește cu Hristos, se îndrăgostește de Hristos și îl primește pe Hristos, dar tuturor celor ce l-au primit, El le-a dat dreptul să se facă copii ai Săi, copii ai lui Dumnezeu. Biblia spune că îngerii din cer ce fac? Se bucură ori de câte ori un păcătos se întoarce la Dumnezeu. Și noi am tălmăcit, fără să ținem cont de conflictul acesta angelic, fără să ținem cont de meciul acesta cu scoruri care se țin la jumătate, la part-time, la quarterul 3, rezultatul final între Dumnezeu și diavol, între îngerii lui și îngerii lui Dumnezeu, noi am spus, ce ne iubesc îngerii ăștia! Uite, când noi ne întoarcem la Dumnezeu, ăia spun, bravo Daniele, bravo Daniele, uite un băiat deștept! Bravo, Daniel, uite, vine la Dumnezeu, ce mă bucur că vine Daniel. Și eu zic, băi, ce important e, tot cerul se bucură că eu am venit aici. E adevărat. Țineți minte că noi ca oameni suntem o demonstrație, suntem pe o arenă, un meci. Și norul acesta de martori se uită la arena aceasta. Și ori de câte ori un om care este în împărăția diavolului ridică ochii în sus, îl vede pe Hristos, se întoarce la Dumnezeu, cerul izbucnește în strigăte de admirație la ideea că Dumnezeu a avut dreptate, că Dumnezeu are dreptate, că iată o creatură care a experimentat principiile diavolului și a adus nefericirea și cum a venit Iisus Hristos, piuf, a și sărit în împărăție înapoi. Și cerul spune, laudă ție, Doamne, aleluia ție, Doamne, pentru că uite, ei arată că Tu ai dreptate, Doamne, bucuria aia nu-i pentru mine. Eu sunt doar un element în marea demonstrație a lui Dumnezeu. Și dați-mi voie în momentul acesta să mă opresc și să vă întreb, de ce există rău în lume? Exact. Prin Adam și Eva noi am ales să trăim în lumea celui rău. În păcat și în fără de lege m-a născut mama mea, toată lumea zace în cel rău. De ce sunt oamenii nefericiți pe pământ și Dumnezeu nu face nimic? Păi, frații mei, cu cât oamenii, și mă uitam la moldovenii mei, cu cât oamenii sunt mai nenorociți pe pământul acesta, cu atât mai mult Dumnezeu are dreptate. Pentru că înseamnă că într-o împărăție fără Dumnezeu nu există fericire. Nu există sens, nu există rațiune de a trăi, nu există dragoste, nu există altruism. Dacă ai Dumnezeu atotputernic, de ce nu rezolvă problema răului? Ai răbdare. Ai răbdare. Deocamdată cerul, îngerii, creaturile, trebuie să vadă ce oferă diavolul. Și noi să fim demonstrația că diavolul nu te poate face fericit. Ori de câte ori este un război pe pământ, ori de câte ori un bărbat își desfigurează nevasta, ori de câte ori un bărbat, câteodată ne și rușine să spunem ce se întâmplă în lumea păcatului, martorii de sus se uită pe pământ și spun, wow! Demonstrația lui Dumnezeu are nevoie ca noi să experimentăm răul pe care l-am ales. Pentru că alte creaturi să nu mai aleagă niciodată răul.
trec peste alte etape și vreau să mă duc la sfârșit. Se va termina cu judecata și conflictul angelic se va termina la marea judecată de la sfârșit. Dumnezeu se va întoarce după necazul cel mare la poporul său. Ce va însemna de fapt necazul cel mare? Se face atâta tărăboi cu profețiile acestea, va fi, când va fi, nu va fi, de ce va fi. Trebuie să fie, fraților. Apostolul Pavel spune să nu vă înșelați ca și cum ziua Domnului a și... Nu poate veni înainte să fie lepădarea de... și să apară... nelegiuitul, fiul. Trebuie ca ultima mărturie despre Iisus Hristos să fie abandonată conștient de toată fața pământului. Mireasa pleacă, că și așa nu prea ne doresc, fie vorba între noi. M-au chemat să mă rog la Consiliul orașului din care fac parte, dar condiția este să nu rostesc numele, de-aia și plecăm. Și se va deslănțui pe fața pământului un conflict armat mondial așa cum omenirea n-a mai cunoscut. Nu va exista milă, nu va exista nimic care să cruțe. Biblia spune că dacă zilele acelea n-ar fi scurtate, n-ar scăpa nimeni. Când Dumnezeu îl va lăsa pe diavol să ne facă praf pe cei care vor rămâne ca oameni aici pe pământ. Pavel spune despre el, este ca un leu care... știe că mai are puțină vreme. Toate acestea fac parte din conflictul angelic. Sunt elemente, cărămizi pe care le puteți citi. Și diavolul va împinge omenirea la o sinucidere colectivă în bătălia aceea de la Armagedon. Îmi place câteodată că le arată în filme, rachetele sunt trimise deja și fiul apare și spune stop și totul îngheață. Pentru că dacă n-ar veni, ne-am sinucide toți și diavolul n-are mai mare bucurie, știindu-se înfrânt decât să ne ia împreună cu el, pe noi pe toți. Nu suportă gândul că el a fost heruvim strălucitor pe muntele lui Dumnezeu și merge în focul cel veșnic, în fântâna aceea fără de fund, iar noi ajungem în slava lui Dumnezeu. Nu suportă, te urăște pe tine, mă urăște pe mine și vrea să ne ia cu el acolo, să ne ducă cu el în pedeapsa lui Dumnezeu. Nu suportă gândul, știind că a pierdut acolo la Golgota, știind că are puțină vreme, știind că fiul va veni să instaleze împărăția, va ridica pe Israel cortul lui David din clădirea lui, îl va lega pe Satana, va fi o împărăție de 1000 de ani și toate acestea nu suportă și urăște și caută pe toți să ne tragă după el în iad. Și dacă sunteți în seara aceasta oameni care i-ați întors încă spatele lui Dumnezeu, o faceți pentru că mintea dumneavoastră este întunecată de diavol. Să nu vedeți strălucind pe fața lui Hristos gloria lui Dumnezeu și să vă îndrăgostiți de Dumnezeu și să spuneți vreau și eu acasă, m-am săturat de lumea aceasta, m-am săturat de păcatul care mă nenorocește, m-am săturat de păcatul care nenorocește lumea aceasta întreagă. De-aia sunteți departe de Dumnezeu. Și Dumnezeu îl va lăsa să-și bate joc de lume după ce biserica este luată la cer. Și apoi finalul, iată un final la care nu știu dacă v-ați gândit și nu știu dacă v-ați gândit că ne calificăm. Domnul Iisus se miră câteodată de imaturitatea noastră, deși avem nașterea din nou, se miră de problemele care sunt între noi, deși avem roadele, fraților, nu-i lucru puțin. Avem roadele Duhului. Ceva din împărăția lui Dumnezeu trăiește acum pe planeta aceasta. Duhul Sfânt. Noi suntem singurii extraterestri pe care îi va cunoaște lumea aceasta în forma asta. Noi suntem dintr-o altă creație. Și se miră de mâncărim dintre frați, de conflicte între biserici. Și apostolul care vorbea despre conflictul angelic mult mai des decât vorbim noi astăzi, spune bisericii, nu m-am silit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu, spune, băi fraților, nu știu dacă voi vă dați seama cine suntem și ce suntem noi în escatologie, vorbind în escaton. Nu știți că voi veți judeca lumea? Păi
Cum puteți să judecați lumea când între voi sunt... Mă mir că nu știți cine sunteți și nu vă purtați la adevărată demnitate a chemării voastre. Și apoi sare mai departe într-o informație care îți taie respirația. Nu știți că voi veți judeca pe îngeri? Ops, asta face parte din conflictul angelic. Unde o așezăm? Unde o așezăm, frate Daniel? Păi așezați-o acolo unde trebuie. Domnul Iisus, după ce a murit în trup, în duh a fost înviat și s-a dus să propovăduiască duhurilor din închisoare, care fuseseră închise acolo în timpul îndelungii răbdări a lui Dumnezeu. Sunt parte din treimea aceea luate de balaur cu coadă. Și Domnul Iisus a dus la ei să le spună, s-a rezolvat problema, am învins. Și în final, eu și cu tine vom spune îngerilor care, experimentând sfințenia lui Dumnezeu, au avut neobrăzeara să se împotrivească lui Dumnezeu, noi îi vom judeca, pentru că noi am trăit realitatea invers. Noi am gustat mizeria, durerea, moartea, suferința, blestemul și ne-am întors la Dumnezeu. Și o să le spunem, cum ați putut voi să vă îndoiți de Dumnezeu și să mergeți spre diavol? Noi ne-am născut în împărăția diavolului și ne-am întors la Dumnezeu. Și cu experiența noastră vom fi în complexul de judecată al lui Dumnezeu când vor fi judecați îngerii. Și apoi, frate Daniel, și apoi, mai târziu, ce va fi? Păi vom fi preoți în Universul lui Dumnezeu. Și ce înseamnă asta, frate Daniel? Asta înseamnă că pe tot Universul lui Dumnezeu, unde vor mai exista făpturi tentate, ispitite, să o ia razna din împărăția lui Dumnezeu și să experimenteze altfel de principii, noi vom merge, vom fi trimiși, du-te acolo, 10 cetăți, 5 cetăți, 2 cetăți și le vom spune, no, don't do that, we did it. Noi am fost acolo și vom sluji veșnic drept laudă slavei sale. Sigur că a fost nedrept cu noi. De ce ne-a creat aici într-un conflict între el și diavol? Nu putea să ne creeze în altă parte? De ce ne-a făcut pe noi să se ducă lupta și demonstrația în nenorocirea noastră? E adevărat, se pare că a fost nedrept. Dar și cinstea care ni se pregătește. Pentru o puțină vreme ne-a făcut mai prejos de îngeri. Dar după aceea, în Hristos și împreună cu Hristos, ne ridică deasupra tuturor, vom domni în univers împreună cu Hristos, vom conduce lumile împreună cu Hristos. Noi care am umblat în valea aceasta a umbrei morții, în valea aceasta a păcatului, noi care am experimentat răul și am strigat tare, Tată, vrem acasă, primește-mă, nu sunt vrednic, dar primește-mă acasă, vreau acasă. Noi vom fi preoții lui Dumnezeu în slavă, etern, etern. Doamne, ajută-ne să-ți fim martori credincioși până atunci. Ajută-ne ca în bisericile noastre să fie ceva din atmosfera cerului. Ajută, Doamne, ca în familiile noastre să fie ceva din relațiile cerului. Amin? Doamne, ai milă de mintea și de inima noastră și fă ca înăuntru nostru să fie un colț al împărăției tale. Fă, Doamne, pace înăuntru. Fă, Doamne, o creație nouă prin lucrarea tainică, dar trainică a Duhului Tău cel Sfânt. Fă-ne, Doamne, cerești înainte să ajungem în cer și fie, Doamne, ca Hristos în noi să fie certitudinea și nădejdea că suntem deja părtași ai slavei. Amin. Amin.